Zi plină de emoții atât pentru candidații Partidului Mișcarea Populară la alegerile parlamentare, cât și pentru locuitorii comunelor Salcea și Oprișor. Aici, candidatul PMP la Senatul României, Florin Gagea, a empatizat cu oamenii simpli, susținând cu ardoare ca pensia specială pentru parlamentari să fie complet eliminată, întrucât acest beneficiu nu este deloc onest față de un cetățean simplu, așa cum sunt majoritatea oamenilor. Astăzi, membrii Partidului Mișcarea Populară au fost printre cetățenii comunelor Salcea și Oprișor. Cum pensiile speciale pentru parlamentari a fost un subiect controversat în țara noastră, în decursul zilei de azi, Florin Gagea, candidatul PMP la alegerile parlamentare, și-a făcut cunoscut planul de a elimina pensiile speciale din rândul parlamentarilor. Acesta a fost de-a lungul timpului alături de oamenii simpli, care majoritatea trăiesc de pe o zi pe alta cu o pensie minimă de 700 de lei. Astăzi în comunele Salcea și Oprișor ne-am întâlnit din nou cu cetățenii, ne-au declarat că sunt foarte mulțumiți de proiectele noastre legislative privind reducerea numărului de parlamentari la 300, respectându-se astfel referendumul și voința populară din anul 2009. Deja au trecut mult prea mulți ani de atunci și nu s-a făcut nimic în acest sens. PMP fiind singurul partid care își dorește cu adevărat în Parlament să realizăm reducerea numărului de parlamentari la 300. Totodată își doresc ca politicienii să nu mai beneficieze de pensiile speciale, proiect de astfel susținut de partidul nostru Mișcarea Populară. Pe lângă eliminarea pensiilor speciale, reducerea numărului de parlamentari este un alt obiectiv al candidatului PMP Florin Gagea. Cetățenii merg la vot în data de 6 decembrie cu speranța ca schimbarea în bine să apară cât de repede posibil. Te duci la vot pe 6 decembrie? Păi eu așa zic. Cu ce gânduri te duci la vot? Ei, știu și ce fi cu ce gânduri mă duc. Mergeți la vot pe 6 decembrie? Da, cum să nu? Merg. Ce așteptări aveți de la noul Parlament? Așteptări mai bune! Unii noi în lumea politică, alții cu experiență în spate, candidații PMP mehedinți la alegerile parlamentare sunt oameni dornici să se implice activ în îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Aceștia au reușit să transforme PMP mehedinți în a treia forță politică în județul nostru.